Oana Zevora nu s-a făcut de râs pe internet. Bruneta este destul de activă pe rețelele de socializare, mai ales pe TikTok, acolo unde ține legătura cu fanii săi. Recent, fosta actriță a fost supusă unui test de cultură generală, dar l-a picat. Când au auzit ce a putut să răspundă diva, internauții au râs cu lacrimi. Oana Zevora nu este foarte activă în mediul online. Pe TikTok, bruneta face ravagii și își pune viața pe tapet pentru fanii ei. În plus, bruneta intră live cu diverse persoane celebre pe platforma respectivă. Așa se face că Oana a purtat o discuție controversată cu Mădălin Ferraru, un celebru TikToker. Acesta a provocat-o pe brunetă la un test de inteligență, dar l-a picat din prima. Mădălin Ferraru i-a adresat o întrebare capcană vedetei, dar prima dată i-a spus ce ar dori să o întrebe din geografie, istorie, matematică și altele. Prima întrebare suna așa: câte puncte cardinale a cucerit Mihai Viteazul? 2, 4 sau toate? Răspunsul vedetei nu a întârziat să apară spre amuzamentul fanilor. Bineînțeles că a fost unul complet greșit, iar internauții au început să o corecteze. Nu i-a spus nimeni ce înseamnă puncte cardinale. Sunt la mișto, nu cred că este așa, Oana. Punctele cardinale se referă la 4 direcții principale, care permit unei persoane să se orienteze în spațiu. Deșteaptă și Oana, nu era machiată, nu se pune. Pepe știe ce a avut la ușa lui. Vedete cu care ne mândrim, au fost mesajele fanilor. Nu a fost singura întrebare adresată de Mădălin Oanei Zăvoranu, dar nici de data aceasta nu a știut răspunsul corect. Arborele cotit cu came, ce fructe are? Cetanice sau octanice?